Salut, Eduard, încântat. La ce liceu ești? La Asaki, e pe profil de media de filmări. De media de filmări? Da. Super tare, și noi filmăm acum un interviu. Și voiam să te întreb ce clasă ești? Sunt a noua. A noua? Super. Și abia ești, ai început, te-ai dus pe profilul de filmări. De ce tocmai pe zona asta? Păi am vrut din primul rând să nu fie ceva clasic, okay, cu toate profilele. Și să învăț și ceva care mi-ar plăcea să fac. Interesant. Și vrei să urmezi o facultate în domeniul respectiv? Da, cred că da. Așa. Uite, ideea e că, practic, în momentul de față, sunt un anumit număr de studenți care, după ce termină studiile, fie liceu, fie facultate, unii nici nu se duc la facultate. Și unii studiază într-un domeniu, cum ai fi tu, de exemplu, în filmări, și după se angajează casier la Mega. Câți absolvenți de facultate crezi tu că își urmează o carieră în ceea ce au învățat? Păi, în procente. Poți să-mi zici în procente, nu-mi zici un număr. Păi, cred că depinde acum știi. Cred că într-un procent de 40%, dacă chiar vor să fac chestia aia. Ai fi uimit că procentul e și mai mic și sunt doar 20% din absolvenți care continuă o carieră în studiile pe care le-au făcut. Adică 4 ani de liceu, urmează o facultate încă 4 ani și după care se angajează în cu totul alt domeniu. Super, îți mulțumesc frumos! Salut! Salut! Cum te numești? Mihnea. Salut, Mihnea, eu sunt Codruț, încântat. Și eu. La ce facultate ești? La SELA Cibernetică. Ok. Și care e planul tău de viitor? Nu știu, momentan. Adică ai vrea totuși să continui ceva legat de facultatea ta? Da, 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 că da, s-am și venit aici. Ok, super. Și întrebarea de azi este, dintre toți studenții, cât la sută crezi că ei își continuă un domeniu bazat pe ce au învățat la facultate? 20-15% maxim. Corect. Felicitări. Da, 20% e procentul. Nu cred. Da. Felicitări, bravo.